Da, astăzi, într-adevăr, în cadrul Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal și al CNEX București, Suceava a obținut din 11 postul de secretar de stat 1, și anume cel din cadrul Ministerului Pădurilor și Apelor. Ministrul secretar de stat am hotărât să fie numit domnul Gelu Puiu, care în momentul de față este șef de ocol la Cârli Baba. E un om cu experiență în domeniu, un om care sper să facă bine județului Suceava, pădurilor din toată România și cu atât mai mult acelor din județul Suceava, pentru că știm cu toții județul Suceava are cea mai mare suprafață împădurită din România. Împreună sper să reușim, atât la nivel parlamentar cât și la nivel administrativ-guvernamental, să scoatem o hotărâre, o lege prin care să avem posibilitatea să scoatem centrul municipiului Suceava de sub autoritatea RNP Suceava, adică mai exact a ocolului Silvic Pătrăuț, pentru a reda fie primărie Suceava, fie Consiliul Județean Suceava, unde mai apoi, prin parteneriate publice-private, să reușim să amenajăm un centru cultural, social, foarte necesar municipalității Suceava, după ce centrul Sucevei a fost oarecum nici nu știu cum să spun, pentru a nu supăra pe nimeni, după ce am văzut că în centrul Sucevei s-a făcut acea parcare subterană. Deci iată că municipalitatea, cetățenii din municipiul Suceava au nevoie de un loc în care să recreeze cu copiii, cu părinții, cu bunicii, cu prietenii, lucru pe care mântul de față nu l-au la dispoziție. Și pe de altă parte e și o promisiune de-a mea din campania electorală pe care îmi doresc să o duc la îndeplinire, iar acesta este primul pas, și anume a secretarului de stat la Ministerul Pădurilor și a Apelor. Până la această numire, el ocupa funcția de șef de ocol silvic la Cârli Baba. Puiu a mai condus și ocolul silvic din localitatea Frasin.